În primul rând, ar trebui să vă spunem că, așa cum am afirmat în această campanie electorală, credem că alegerile pentru Parlamentul European sunt printre cele mai importante alegeri. Ca unul care, cel puțin la 2 luni de zile, merg la Bruxelles, pot să vă spun că, într-adevăr, România trebuie să-și aibă un loc așa cum și îl merită una din primele 7 țări ale Uniunii Europene ca mărime și care trebuie să devină și ca a 7-a putere și să devină și ca una dintre cele mai dezvoltate țări. Și așa cum vedem și cum știm, dacă n-ar fi existat Uniunea Europeană, România ar fi rămas înțepenită. La nivelul județului Dolj am fi rămas circa 5% din banii pe care îi avem în prezent, fără niciun fel de perspectivă de dezvoltare. Anul acesta, mai mult ca oricând, România are posibilitatea de a aduce în Parlamentul European, printre cei 32 de europarlamentari, mai mulți europarlamentari din partea PSD, și în felul acesta să contribuie, poate decisiv, la alegerea președintelui Uniunii Europene din zona socialistă, un om care să fie apropiat de România, un om la care să-i se poată bătea la ușă, un om care să poată să vină cu inima deschisă în România sau un om care de fiecare dată când se gândește la România, să se gândească cu prietenie. În ceea ce privește proiectele mari ale județului Dolj, ele sunt legate de fondurile europene. Cu atât mai mult, cu cât vizitele dese pe care reprezentanții guvernului român, în frunte cu primul ministru, în frunte cu viceprim-ministrii, au fost mereu la Craiova și, așa cum știți, ieri, s-a consumat un eveniment deosebit aici, pe care ni-l dorim repetat și la alte instituții. Și toate acestea vin cu bani de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, de fapt, înseamnă foarte mult, nu înseamnă numai bani, înseamnă o siguranță, înseamnă o dezvoltare armonioasă în toate domeniile. E mare nevoie de infrastructura de sănătate, este mare nevoie în educație. Pentru toate acestea și altele pe care n-avem locul și timpul să le spunem, am votat pentru PSD și pentru Uniunea Europeană, în care să ajungă cât mai mulți europarlamentari din PSD și din cei care îi stimăm și îi apreciăm. Să ne la mine declarațiile la 11.